Mini eclere cu Nutella, frișcă și cireșe. Să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Și tăiem așa. Umplem cu Nutella, puteți pune și cremă de patiserie și ganaș de ciocolată. Le puteți umple cu ce doriți. Ia uitați, puteți pune câte o cireașă eu am aici sirop cu cireșe și putem pune și câte o cireșică. Scoatem așa o cireșică din sirop. Ia uitați, și o punem așa aici peste. Cine dorește, în interior. Și punem căpăcelul peste așa. Să tai în două bine. Așa. Ia uitați cum arată, vedeți? Trebuie să fie uscat. Ce vom avea nevoie? De 125 de lapte. Apoi vom avea nevoie de 25 de grame de unt. De un praf de sare. Eu nu pun zahăr, nu pun nimic. Apoi de 70 de făină. Și 20 de amidon. Și un vârf de linguriță de praf de copt. Deci este diferită de rețeta originală. Și vom pune 3 ouă sau 4, depinde câte ouă se intre și cât de mari sunt ouăle. Eu la acestea am pus 3 ouă. Așa. Dar dacă ouțele sunt mici, s-ar putea să intre 4. Și să începem să facem mai întâi aluatul pe foc. Eu mi-am pregătit aici o oliță. Și în ulița mea voi pune laptele. Așa. Cu untul. Și cu sarea pe foc. Aici am un praf de sare. Așa. Și punem pe foc. În momentul când începe să clocotească, adăugăm făina cu amidonul odată și praful de copt și ouăle le adăugăm când se răcește puțin și punem pe foc. Așa. Și acum voi amesteca, am să pun aici, voi amesteca amidonul cu făina. O să punem totodată. Și le facem acum sărate și am să intru puțin mai târziu să le umplem și cu Nutella. Am să mă duc să iau Nutella. Sau puteți face cremă de patiserie și cu puțină frișcă. Așa. Și amestecăm așa amidonul cu făina. Nu se amestecă o furculiță, că se amestecă mai bine. Între timp pe foc, praful de sare cu laptele și cu untul. Lăsăm să se topească untul și să clocotească, să ajungă la punctul de fierbere. Și apoi o să punem făina cu amidonul. Și le dăm la cuptor la 200 de grade 10 minute și apoi scădem la 180 5 minute și apoi la 100, eu așa le-am făcut încet încet și am deschis și eu am cuptor electric și jos și sus și eu la aragazul meu la mâner un orificiu unde iese tot taburul. Dar dacă nu aveți, puteți lăsa puțin deschis cuptorul. Puțin, puțin. Puneți o biluță din folie de aluminiu între, să țină deschisă ușița de la cuptor. Așa, și am amestecat amidonul cu făina. Așa.
se topească untul și imediat punem. Ia să-mi pregătesc și un vas. Un vas să punem să se răcească. Așa. Vedeți? Untul cu laptele. Îl lăsăm să fiarbă, s-a topit untul. Și când începe să clocotească, punem imediat făina cu amidonul. Îmi dau la mare, să facem mai repede. Bună ziua, Dana! Facem, vedeți? Facem pasta show. O facem pentru dulce și pentru sărat. Astăzi umplu cu ceapă verde și cu brânzică Philadelphia. Și pot fi umplute și cu creme, cu frișcă. Ia uitați cum clocotește, vedeți? A început să clocotească și punem toată făina odată aici. Și amestecăm imediat așa. Și acum am să mai pun puțin pe foc, să se usuce mai bine. Ia uitați, vedeți, se face, se strânge. Așa. Să ridic de sus. Pe foc aici, pe focul mic. Și amestecăm așa puțin, să se usuce mai bine. Vedeți? Așa. Și amestecăm așa, uitați cum se usucă. Și o punem în vasul nostru și o să o răcim puțin. Și apoi adăugăm ouăle și un vârf de linguriță de praf de copt. Deci încercăm și altă rețetă. Așa. Și acum voi pune aici. Bună ziua, Paola! Bună ziua! Ia uite ce facem bun! Coj pentru eclere sau pasta show. Lăsăm să se răcească puțin și apoi adăugăm ouăle unul câte unul. Și am să adaug și un pic de praf de copt. Așa. Și răcim așa. Vedeți cum arată aluatul? Bunătăți, bunătăți, Paola! Astăzi facem bunătăți. De săptămâna viitoare o să facem și de post. Am să vă arăt cum fac eu cu apa de năut. Deci am și rețete făcute și aici pe pagină, în direct cu voi. Și apoi le-am pus și pe canalul meu de YouTube. Așa, să vedem, s-a răcit. S-a răcit. Și acum să punem ouăle. Și punem câte unul. Cum v-am mai spus, să-l spargeți așa într-o parte. Îl rupeți. Și dacă este bun, îl punem așa aici. Și amestecăm până se incorporează bine, 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 bine ouul. Și apoi adăugăm altul. Eu am adăugat 3, dar dacă ouăle sunt mici, ultimul ou îl zbateți și adăugați puțin câte puțin. Nu trebuie să fie nici foarte tare, dar nici foarte moale compoziția. Așa.
amestecăm așa. Până la urmă cred că fac cu mâna. Vedeți? Îl incorporăm bine, bine ouul. Și când l-a absorbit bine, 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 adăugăm celălalt. Ia uitați. Vedeți? Așa. Și acum mai punem încă unul. Și adăugăm al doilea. Și amestecăm. Încet, încet. Așa. Amestecăm așa bine până îl absorbe tot oul și apoi îl adăugăm pe al treilea. Așa. Și amestecăm. Cum am spus, îl puteți face și cu mixerul sau cu robotul. Pentru că sare peste tot, preferăm să-l facem așa, acum. Bună ziua, Viviana! Îți mulțumesc, te îmbrățișez și eu. Vedeți? Deci amestecăm până îl absorbe totul aluatul. Și cum v-am spus, eu am adăugat doar 3. O să vedeți consistența la urmă. Așa. Și acum cu ultimul ou voi adăuga și puțin praf de copt. Puțin, puțin. Știu că nu se pune, dar aceasta este o rețetă diferită. Am pus și puțin amidon și puțin praf de copt. Și să vedeți ce bun ies și așa. Ca să ne rămână, ia uita ce frumos îi rămân. Întregi, coapte bine. Așa. Și acum adăugăm și al treilea ou. Îl încercați mereu să nu fie, eu când sunt sigură de ouă, le pun direct, dar dacă le cumpărați și nu sunteți siguri că sunt proaspete, 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 puneți unul câte unul pe un vas, într-o farfuriuță și apoi îl adăugați. Ioana, Mihaela, bună ziua! Ce fac bun? Fac coj de eclere. Ia uitați, eu le-am făcut înainte. Și le dăm la cuptor și apoi le putem umple și cu, astăzi le umplu cu Philadelphia și cu ceapă verde, dar le putem umple cu Nutella, deci un strat de Nutella cu frișcă și acoperim și dăm cu zahăr pudră. Dar încă nu am Nutella. Am decât frișca și am să cumpăr și după aceea le facem, am să intru mai târziu să le umplem și cu Nutella. Acum o să le dăm la cuptor, ia uitați, vedeți? Așa. Și amestecăm așa bine, bine, bine. Eu am să pun și paletele acum ca să amestec foarte bine aluatul. Am să fac puțină gălăgie. Așa. Să pun puțin paletele. Să
să dau deoparte. Și aluatul nostru este gata. Acum voi deschide cuptorul să vă arăt consistența. Ia uitați-l cum arată. Vedeți? Așa trebuie să fie. Când cade, să se formeze acest V. Cum v-am mai spus, dacă ouțele sunt mici, al patrulea, îl zbateți bine, bine și îl adăugați puțin câte puțin. Ia uitați. Așa. Cam așa ar trebui să fie. Și acum voi deschide cuptorul la 200 de grade și sus și jos. Al meu este electric. Și eu când le fac îmi lasă gura apă, salivez. Și așa vor ieși, ia uitați, în interior cum sunt. Imediat le punem la cuptor și am să și vă arăt cum le scoatem. Deci punem la 200 de grade, așa, și sus și jos. Le puteți pune și cu o linguriță dacă doriți. Și vom pune toată compoziția în săculețul nostru. Deci din această compoziție ați văzut câte ies destule. Le puteți face și mai mici, le puteți da și formă de ecler lunguiață. Așa. Așa. Le așezăm așa. Dar vedeți câte ies din această compoziție? Le puteți face și mai mari și mai mici. Eu astăzi le fac așa rotunde. Așa. Și dacă ne-a rămas compoziție, să le facem mai măruțe. Punem unde sunt mai mici. Așa. Așa. Acum cu un șervețel sau cu o linguriță, cu degetul, așa, dăm așa cu apă, dar puteți face și cu un șervețel. Ia să vă arăt și cu un șervețel. Deci îl punem așa în apă. Și o stoarcem așa puțin. Așa. Și punem așa peste. Ia uitați. Nu mi se desface. Așa. Și le umezim. Așa. Le umezim așa bine. Dăm deoparte. Cuptorul este încălzit la 200 de grade, 10 minute, ne uităm la ceas. Deci este și 25.
și băgăm la cuptor. Umplem cojile de eclere. Umplem cojile de eclere cu Nutella și cu frișca. Am băut frișca. Aceasta este frișca îndulcită. Așa. Vedeți? Am bătut-o bine, bine, bine. Și aici am un borcanel de Nutella. Aici avem cojile. Ia uitați cum au venit. Cum au ieșit. Așa. Și le voi tăia în două. Și le umplem. Rețeta am făcut-o dimineață. Uitați cum sunt în interior. Așa. Și vom pune puțin o Nutella. Așa aici jos. Pe partea de jos. Și apoi vom pune frișcă. Așa. Și vom pune frișcă. Și îi punem căpăcelul, vedeți? Așa, și le facem așa. Și le așezăm așa pe un platou, așa aici. Mulțumesc, Paula! Mulțumesc! Rețeta este simplă, este ușoară. Am făcut-o dimineață. Așa. Și le umplem. Dimineața le-am umplut cu brânzică Philadelphia, le-am făcut sărate și cu ceapă verde. Dar le puteți umple cu ce doriți. Așa, punem puțină Nutella. Așa. Puțină, puțină. Și acum punem așa peste frișcă. Și îi punem căpăcel. Vedeți? Așa, ia să le punem așa aici, pe toate. Și le așezăm așa. Să tăiem. Uitați cum sunt în interior. Au crescut, au crescut bine, bine. Așa, și punem puțin o Nutella. Și după aceea, frișca. Deci astăzi am făcut două porții. Zahăr pudră. Ia uitați ce bine arată. Spuneți că sunt cumpărate din magazin, din cofetărie. Ia uitați-le. Sunt delicioase și bune, 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 bune. Ia să tăiem una. Am să o pun și am să o tai așa aici. Să vedeți. Încet, încet să nu-mi iasă frișca. Să vedeți cum arată. Așa, încet, încet.
Frișcă, o bunătate. Sper să le încercați. Ia să le și gustăm. Delicioase. Vedeți? Ia să tăiem așa. Ne uitați-le cum sunt în interior. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi am intrat de două ori, am intrat dimineață puțin. Așa. Mulțumesc lumii, mulțumesc mult! Ies destul de multe din această compoziție, din această rețetă. Așa. Și cum am mai spus, putem pune și câte o cirișică din sirop. Sau din dulceață, dacă aveți. Ia uitați, și-o puneți așa în mijloc aici. Și punem căpăcelul. Aceasta o să fie surpriză. Este făcută în direct cu voi. Și aceste coji nu sunt dulci. Sunt bune și pentru umplutură sărată, pentru aperitive și pentru umpluturi dulci. Le puteți umple cu ce doriți. Și cu icre, și cu pateu, și cu vinete, și cu ciupercuțe. Cu ce doriți, sunt delicioase. Eu dimineața le-am umplut cu o brânzică Philadelphia și cu ceapă. Puteți umple cu brânzică cu mărar, brânzică sărată, brânzică de burduf. Sau așa cum am făcut eu cu Nutella și cu frișcă. Sau cu cremă de patiserie, cu ganaș de ciocolată. Cu ce fel de cremă? Cu cremă de ananas, cu cremă de portocale, cu ce doriți. Le umpleți aceste coji. Le puteți face și în formă de ecler lungi. Eu vă pup, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și ați intrat acum cu mine. Mulțumesc din suflet și vă doresc multă, multă, multă sănătate. Pupici, la revedere și să le încercați. Vă pup, la revedere și multă sănătate.